Ce ai pierdut astăzi la matinalii 21? Sunt nebun și mă aprind când mă uit la tine. Nebunia lui Orlando fiecare joi. Frate, nebunii, că te apuci de prostii. Adrine, Gigi, măcar una pe săptămână. Da. Bună ziua, am văzut anunțul dumneavoastră pe net referitor la videochat. Mai faceți angajări? Da. Uh-huh. Și ce condiția trebuie să îndeplinesc? În primul rând, dumneavoastră bănuiesc într-un cuplu, cred. Da, pentru cuplu. Păi, îmi trimiteți pe mail, în primul rând, dacă aveți cât de cât experiență, dacă nu aveți, și avem un interviu observabil, să vedeți dacă vă convine, dacă nu vă convine zona. Păi și ce presupune locul ăsta de muncă? Adică eu mi-au iubita, da, și stăm la calculator și ce facem? Discutați. Adică cu cine discutăm în general pe site-ul ăsta? Diferite persoane. De unde? De obicei din Canada, Statele Unite. Păi și ăștia dau bani așa doar ca să vorbească? Da. Pentru ce? M-a întrebat să vine, știu, de ce dau bani. Și sunt bărbați sau femei? Asta n-am de unde să știu eu. Cine e spatele calculatorului era pe partea cealaltă, de unde să știu eu. Na, eu sunt un tip așa, jovial, vesel, sunt foarte, foarte plăcut și foarte vesel eu așa, în general, de felul meu. V-am zis, când doriți dumneavoastră să aveți timp, ne putem vedea la sediu și discutăm mai mult. Mm-hmm. Trebuie să trimit poze? Nu neapărat, în prealabil ne vedem la un interviu. Mm-hmm. Și salariul care? Minim. Minim este în jur de 500 de dolari de muncă. De persoană sau de cuplu? De persoană. Și acolo, spre exemplu, dacă vorbesc cu cineva, aș putea să fac și revista presei, că eu am hobby-ul ăsta să fac revista presei. Trebuie să faceți orice. Dacă vorbesc o oră, să zicem, cu cineva, așa. Cât iau? Depinde de site. Te loghezi la site-ul aferent și site-ul aferent îți dă un anumit tarif pe minut. A, și dumneata ești peștele, cum ai venit, e procent, nu? Nu, este angajatorul. Deci ești patronul, până la urmă. Să zicem. Păi ar trebui să știi mai multe. Dacă vrei, îți pot da câteva lecții de... N-ai nevoie de un contabil, cumva? Am contabil. De un manager? Avem absolut tot. Bun, atunci o să mă mai gândesc să văd dacă meritați așa o persoană ca mine, dinamică, zâmbitoare și foarte veselă. Sănătate! Bine, la revedere! Pa, pa! Sunt nebun și mă aprind când mă uit la tine. Nebunia lui Orlando, fiecare joi! Te apuci de prostii. Adrine, Gigi, măcar una pe săptămână. De luni până vineri, de la 6:30 la 10:00.